Vreau să mulțumesc tuturor candidaților și militanților USL, cei care și această oră, în toate județele, în toate localitățile României, se luptă pentru a scăpa România de PDL, de regimul Băsescu și de ceea ce dumneavoastră ați numit întotdeauna ciuma portocalie. Vreau să vă gândiți și vreau să-i rog pe bucureșteni să se gândească la această șansă extraordinară pe care Bucureștiul, capitala țării, nu a avut-o niciodată în acești ani și pe care foarte greu o mai avea în anii care urmează. Un primar general sprijinit de USL, 6 primari de sectori sprijiniți de USL, Consiliul General și Consiliile Locale și un guvern USL care se sprijine pe acești primari. Este o șansă extraordinară pentru București și pentru sectoarele sale și este o șansă să dăm un semnal pentru toată țara, scoțând pentru totdeauna portocaliul și PDL-ul din București. Aici a început în București, a început acea epocă neagră pentru România, numită Traian Băsescu, PD Portocaliu. Aici avem șansa, duminică seară, să anunțăm pe 10 iunie că PDL și epoca Traian Băsescu se încheie la București.